Nu, păi Mabte și Abu Sayyaf au jurat credință statului islamic, s-au unit împreună sub branșa statului islamic și au format împreună ISIS-ul din Filipine. Au fost mai mult de 900, așa zic sursele oficiale, dar sursele oficiale de regulă în cazurile astea mereu minimalizează proporția unui dezastru. Au fost cu siguranță mai mult de 900. Nu știam nimic despre acest loc, pur și simplu am descoperit întâmplător, dar mi se pare incredibil. Deci uitați-vă și voi cât de frumos pare să fie totul, apusul soarelui, sunt copilași ăștia aici, câinele ăla care fugea de mine. Și chiar dacă subiectul acestui vlog este unul puțin așa mai neplăcut să zicem, trebuie să-l începem într-o manieră din asta mega artistică. Uitați-vă și voi cum pare să arate, sunt pur și simplu speechless. Din momentul în care am știut că voi veni în Filipine, eram cât se poate de convins de faptul că trebuie să ajung în Marawi. O să încerc acum să vă spun așa pe scurt câteva informații despre Marawi, fără să intru foarte mult în detalii. Lucrurile stau în mod următor. Marawi este un orășel în insula, în regiunea Mindanao, iar aceasta este cunoscută ca fiind cea mai mare insulă cu o populație majoritar musulmană a Filipinelor. Zona asta a fost apăgată puternic de terorism de-a lungul ultimilor 40 de ani. Atât separatiștii Moro, care doreau să se separe de Filipine formând un stat propriu, cât și grupările jihadiste afiliate Al-Qaeda apărute mai târziu, au provocat multe pierderi umane și materiale, scăzând de asemenea potențialul turistic al insulei. În 2017, la un an de la alegerea președintelui Rodrigo Duterte, s-a întâmplat o chestie foarte dubioasă. Două grupări jihadiste filipineze, cunoscute sub numele de Maute și Abu Sayyaf, au jurat credință statului islamic, adică ISIS, devenind astfel provincia ISIS din Asia de Sud-Est, la fel cum Boko Haram, grupare teroristă din Nigeria, a devenit provincia vest-africană a aceleiași grupări teroriste. Aceștia practic au beneficiat într-un fel sau altul de imaginea ISIS pentru a acapara cât mai mulți adepți, în special voluntari străini. Faza e în mod următor. Pe 23 mai 2017, Maute și Abu Sayyaf, adică ISIS în Asia de Sud-Est, au reușit să cucerească în mare parte orașul Marawi, după ce au lansat o ofensivă puternică, având ca punct de pornire jungla deasă din jurul orașului. Deoarece era frică de o eventuală extindere teritorială a teroriștilor, președintele filipinez a promulgat imediat legea marțială pe toată insula Mindanao, trimițând întăriri, inclusiv forțe speciale cu scopul de a recuceri orașul. Treaba asta evident că s-a întâmplat, doar că el nu s-a gândit că teroriștii vor opune o asemenea rezistență și practic războiul s-a terminat pe 23 octombrie. Costul a fost unul enorm pentru Filipine. Chiar dacă liderii teroriști filipinezi au fost omorâți, de la Isninon Hapilon până la cei 7 frați Maute, orașul a fost distrus din cauza luptelor stradale, minelor, a bombardamentelor și așa mai departe. Iar peste 1.100.000 de oameni civili au devenit refugiați în alte zone ale țării. De asemenea, 87 de civili au fost executați de către teroriști care au pierdut aproximativ 974 de oameni, asta însemnând majoritatea efectivelor lor, în timp ce forțele filipineze au pierdut 168 de soldați, la care adăugăm aproximativ 1.400 de răniți. He is my friend. Eu de când am anunțat că vreau să fac chestia asta, că vreau să mă duc la Marawi, am fost bombardat pe Instagram cu mesaje. O grămadă de oameni mi-au scris, filipinezi, nu te duci acolo, este foarte periculos. Ai grijă ceea ce faci. Cel mai mare YouTuber axat pe Filipine, Becoming Filipino, Kyle Jennerman, o să vă las linkul în descriere, mi-a scris că recomandă clar să nu mă duc acolo. Eu m-am gândit totuși să fac o treabă. Acum sunt în fața secției de poliție, o să mă duc, stați să vă arăt. Vedeți frumos aici, Iligan City Police Station 5. O să intru și o să întreb acolo pe cineva, oficial, evident, despre treaba cu Marawi, dacă este safe sau dacă nu este safe să fac o vizită până în acel loc. Mi-am făcut ce caută de la hotel, mi-am lăsat lucrurile acolo, mi-am luat pașaportul cu mine, o să mă declar aici. Evident că nu o să pot să înregistrez, nu o să pot să filmez acolo secția de poliție, dar o să pornesc telefonul și o să încerc să văd dacă pot să fac o înregistrare audio. Așadar, wish me luck! Am pornit acum o registrare, nu știu cât de bine se aude. Nu știu exact unde să intru aici.
you have no any companion to go in Marawi. Mm-hmm. Okay. Maybe in Marawi, sir, because in Marawi you have a terrorist like ISIS. You think that for me as foreigner... It's not safe, sir. It's not safe to go there? Yes, sir. 99% is not safe. 99%. Okay. So you would recommend me not to go there? Yes, sir. If you want to go in Marawi, you must go in a Philippine army. Online. Wait a second. No, I'm illegal. You're illegal, yeah? Yeah. Okay. Bye. 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 Thank you. Thank you. Hai că ăsta m-a lăsat aici. Hello. I have a question. The army camp? No. Ah, there, yeah? There I have to go, yeah? Okay. Thank you. Thank you very much. Perfect. Iar ăsta ar fi army campul. Vedeți aici. Am ajuns acum la military camp de aici, nu știu exact cum se numește. And they are my friends. Hello. Hey, hi. Yeah, yes. And they are going to help me because you know everybody thinks that Philippines is very very dangerous. No. And I came here, I traveled all over the Philippines and I came here just to see how dangerous is it now, you know. It's not all. Yeah. Not all. The south, Sulu there, Sulu? Maybe. Maybe a bit. But now here in Marawi, everybody say, "Oh my God, take care." Many Abu Sayyaf, many. Depends, no? Good. This is habal habal in Philippines. Habal habal, yeah. Okay, I have to remember. Very good. Habal habal. Habal habal. Okay. Thank you very much. Thank you. Hey! Yes. Welcome to Mindanao! Mindanao! Mindanao, Philippines! And very safe here? Mindanao? Yeah! No problem, no? Okay! Good! Don't worry this! This is a task force Marawi. Ah, this is here. It's task force Marawi. So here I have to talk. Ok. Deci am ajuns. Vedeți, scrie acolo Task Force Bangon Marawi. Locul ăsta e la vreo 10 km față de cel în care am fost mai devreme. It's all from the ground zero. But yes, you're not allowed to. Not allowed to go in the ground yes, zero. Yes, yes. Not yet. Not even if I want to just see a bit the buildings that were destroyed or something like that. Drones are actually not allowed there also. Nothing. There's still yes, operation, clearing operation still there. So there is active operation still there. Yes, yes. Now. So this is all the ground zero, you said, of the Marawi. But this. So where is the most dangerous part? Like here. The old part, yeah. The bombs were all dropped all over the area. What is barangay? Is like a neighborhood, no? Yeah, barangay is like a village. Like a village. Yeah. Barangay is yeah, like a village. Băieții m-au rugat să nu-i arăt așa că nu o să-i filmez. Ok, so all this area is dangerous and Marawi is much bigger than this, no? Yeah, this is just only 24 barangays out of 96. Out of 96? Yeah. Aha. Yeah, when you enter those three bridges, that's already the ground zero. When I enter these three, one, two, three bridges. Yeah. So before the bridge, that's still safe. Okay. Yeah. There is safe. But if I will go, let's say I go here, blah, 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 and then if I want to cross the bridge, it's impossible. There is military checkpoint there. Military checkpoint here. Yeah. Uh-huh. And they don't allow you to enter. Yeah, yes. I wanted to ask you. I'm just filming myself, not filming you. Is the situation now, like, 1 year passed since the events yes. in Marawi, more or less. But there are still like, I don't know, Abu Sayyaf or Mawute there inside or no at no. this moment? Nobody now. Okay. They won't say that they are members, but at least they would really go there, but they are now staying in the other municipalities around the lake. But, around the lake. Yeah. And which one would you say is like the most dangerous area now in the Philippines? Sulu, down south? Is dangerous?
I think it's really a volatile situation for Sulu, Zamboanga, Cotabato, yeah. Because in any minute they can also disrupt the peaceful existence. So it's still really on red alert for the whole Mindanao. So it is red alert for the whole Mindanao yes, now? Because we are now still under martial law. You still have, yes, you're still under until, martial law. Until December. Yeah. And after December, also the curfew, you think will end? That we don't know yet. Will be looked after into the president. Depending on the president. Situation. On the situation, yeah. Yes. De la poliție m-am dus la army camp. De la army camp m-am dus la Marawi Special Tactics sau chestia aia cum se numea de acolo, tot din Iligan. Oamenii de acolo mi-au zis că cel mai bine ar fi să mă duc până Marawi, să mă duc la primărie și să încerc să vorbesc cu cineva de acolo care mă poate îndruma către comandamentul de acolo, local, din Marawi, legat de problema din regiune. Evident că mi s-a părut foarte interesantă treaba asta. Și m-am dus către bus terminal, de unde am luat un van cu care am mers aproximativ o oră, sunt vreo 35 de km, dar traficul este infernal și până la urmă am reușit să ajung în Marawi, o chestie pe care acum un an de zile o credeam absolut imposibilă. I'm searching for the city hall. City hall. That way, yeah? Yeah. Okay, yeah. Thank you very much. Ok, that way. Băi, am făcut-o și pe asta. Indiferent de unde o să ajungem din acest loc, dacă ajungem în war zone sau nu, am făcut-o și pe asta. Am ajuns în Marawi. Acum mă îndrept către, cum îi zice, către City Hall. Să vedem dacă reușim să vorbim acolo cu cineva. Ca să vedeți și voi cum arată zona asta, frate. Deci uitați-vă și voi ce e aici. Și City Hall-ul, mă gândeam și eu că e ceva mai, nu știu, mai a City Hall, da? Atât scrie aici City Hall Complex. Habar n-am cu cine trebuie să vorbim. O să încerc cumva să vorbesc cu primarul, dar probabil că e destul de greu să ajung eu să vorbesc cu primarul. Ia să vedem aici. Deci din păcate nu rezolvăm absolut nimic aici, pentru că hello. Nu rezolvă nimic aici pentru că nu știu cum o să vreți voi acest clip, dar asta este sâmbătă și eu nu m-am gândit la asta, frate, azi e sâmbătă și vedem că totul e închis aici și m-a trimis tipul ăsta la official superior commander, mama măsă, nu știu cum îi zice aluia și trebuie să merg cumva acolo. Nu știu cum ajungem acolo, asta e problema. Bă, deci eu nu știu unde am ajuns acum, i-am spus aluia să mă ducă unde mi-a zis al doilea, că mi-a zis al treilea, că mi-a zis primul. Deci nu știu exact unde sunt acum, ideea e că pe aici totul e închis. Ce fac, frate, ce fac? Că nu-mi convine așa să fi venit degeaba până aici. Aici totul e... Nu știu exact ce am înțeles și unde să mă duc. Very, you should undergo request first. Undergo request, but can I go not to enter the area, can I go where the area begins? Like, I think that... There where are the bridges, I think there are like some, it's army there over there, no? Checkpoints, yes. Yeah, of course, but before the checkpoints, I can go there, not enter, because I'm leaving tomorrow, going Davao, so it's going to be very complicated for me to... I just want to see like the difference between how the city is here, the non-affected, I don't want to enter, I understand it's the protocol. Mm. Like, 1 year passed, more than 1 year passed since yes, the events now. Well, there's too many issues that it's not easily... It's not easy to do that. Okay, so now in this moment you would recommend me exactly not to stay in Marawi, go back and mind my own business. This would be your recommendation, no? Well, I would prefer if that's the case because you don't have any ring coordination. Yes, of course. It's difficult for you if there's something going to happen to you. Mm-hmm. So these are guys that are wanted now. Oh my god, this is 600,000, yeah, 600,000. Okay. Guys that are wanted that haven't been found yet. Yes, haven't. There are still wanted that are still not found yet. Well, this guy? They're still already been dead. Been dead? Some of them, uh-huh. Okay.
pahatid nila sa tricycle, pumunta sa crossing. Încă o dată vă spun că eu niciodată nu mă bag în situații nasoale, încerc pe cât posibil să fiu safe, încerc să nu fac tâmpite, toată chestia asta la mine a fost făcută cu cap. Ați văzut, am aplicat toate regulile posibile, am respectat absolut tot, n-am încălcat nicio chestie, dar oamenii mi-au spus că se poate declar să nu mă duc. Hello, can you take me please to van terminal? Illigan? Yes. I come here from Illigan with van, I know. Van, I coming Abalu. No, van. No, I want van. Van. Special delivery. Van. No. No. Where is van terminal? This one. Okay, so after this one, and when does it go? After this one. Okay. Cool. And you say also with taxi? How much you say with taxi from 500. Here? 500 taxi. 500. You drive good? Good. Yeah. Good drive. Fast. Okay. I wanted, you know, I come here. I wanted to go to see the war zone, but impossible. Ah, possible. Nah. No. Not. Is dangerous there now? Yes. No. There is soldier. But no terrorists now there. No, I just come here because I want to see the war zone. And I go to the capital, and they tell me impossible to go because I need approval, requests. I need to have documentation permit to go there. So that's why I decide to go back. But now you say it's safe over there. This. But last year. Where are you from? Romania. Romania? Yes. So, this is Europe. Europe? Yes, Europe. Far from here. But last year, dangerous? Not now. 2017. Oh. War? Danger? You're Gera Marawi. Yeah, Gera, yes. Gera, Sig Marawi. Marawi, okay. So. But now no more. Now stop. No guerra. Aha, ok. Da, ăsta nu vorbește foarte bine engleză, că l-am nimerit pe singurul filipinez care vorbește. I understand English. I'm a big, small. A bit. Ok. You Muslim or Christian? Muslim. Good. So, I'm staying temporary shelter. So your house is ground zero. Oh. You stay there. Oh. And when Gera start, have to run. Gera? Yeah. You come here. Went to Cagayan. Oh my god. Da, deci tipul zice că stătea în zona zero acolo și pur și simplu. After Gera? Yeah. Go back. My project Duterte shelter. I'm stay one shelter. Aha, okay. Deci orașul ăsta și partea care nu a fost afectată de război arată mega dubios. Deci mega dubios. Exact ca așa cum era în San Salvador. Bine, voi n-ați văzut că n-am filmat atunci, Vlăduț, cu siguranță că te vei uita la acest vlog și probabil că îți imaginezi că noaptea pe aici. Exact ca în San Salvador. Până și zona de dinainte de Marawi arată super ciudat. Deci eu când am văzut prima oară partea asta am zis, bă, ce mă bag, unde mă bag, pentru că e ciudat, arată foarte ciudat. În fine, ăsta a fost și clipul. Sunt puțin trist așa că n-am apucat să ajung acolo în Warzone, dar vă dați seama că nu e foarte ușor să faci o chestie de genul ăsta. Și într-adevăr, nu știu ce ne mai trecut prin cap că sunt și protocoale și la fel nu știu ce ne mai trecut prin cap că e sâmbătă și că o să fie mai greu de obținut diverse chestii. Poate că puteam cumva să o forțez să ajung acolo, gen să mă duc eu de unul singur, dar v-am spus, eu niciodată nu ies din zona de siguranță sau chiar dacă ies din zona de siguranță, încerc să ies cât mai puțin. Deci gândiți-vă pe la câți oameni am trecut eu, câți oameni am vorbit, oameni, adică specialiști, deci am fost la poliție, după poliție am fost la military camp acolo, de acolo am fost, unde am fost?
Ah, da, am fost la al doilea ăla, Special Operations Task Force. De acolo am luat basul, am venit aici, am fost la primărie, am întrebat la primărie, de la primărie am venit la Operation Task de aici. Deci au fost, nu știu, 5-6 persoane pe care le-am întrebat despre treaba asta și toate mi-au spus aceeași chestie. Băi, ai grijă, nu risca. Și n-are sens eu să fac acum pe nebun. Ce învățăm din această, din acest clip? Că nu este bine să facem pe nebunii și că, nu știu, chiar dacă sunt momente în care pare că eu fac chestii mai dubioase, stați liniștiți că de fiecare dată sunt within limits. De ce m-am gândit să fac acest clip? Pentru că anul trecut, nu știu dacă mai țineți minte cei care vă uitați la clipurile mele, o să pun video în descriere. Am avut un video cu Vlăduț, cu Daily Sugars în Vietnam și mă gândeam cu Vlăduț, băi, unde să plec după Japonia? Și eu mă gândeam că vreau să plec în Filipine, dar anul trecut, exact pe prin luna iunie, ceva de genul ăsta, mamă, te pășești ăsta, frate, ești acolo. Frate, ai grijă, mă. Așa, și am zis, băi, nu o să mă duc acolo, Vlăduț a zis, bă, te duc pentru că e periculos și adevăr, atunci era periculos, dar noi vorbeam că e periculos să mergem în Filipine. Trebuie să înțelegeți că Mindanao este o parte a Filipinelor, este o parte a Filipinelor și Marawi este o chestie acolo mega, mega, mega micuță. Deci ce vreau să înțelegeți de aici? Că mass media, în principiu, oricum exagerează informațiile pe care le dă, toate chestiile sunt exagerate și niciun caz nu trebuie să luăm să, nu știu, să scoatem din ecuație o țară pentru un eveniment izolat. Ia uitați ce informație. Direct ghetouri. Așa. Sunt oameni care și-au anulat vacanțele, sunt oameni care și-au anulat biletele de avion pentru că li s-a făcut teamă să vină aici. Eu vă spun că se poate declar că nu m-am simțit neapărat în pericol astăzi prin zona asta, dar nu m-am simțit nici în siguranță. Adică a fost o stare așa de atenție totală, mai ales că toți oamenii ziceau, ai grijă, grijă, grijă. Și când oamenii îți spun asta cu toții și când situația este foarte caldă, adică a trecut deja un an de zile, evident că îți bate așa puțin în matare. Dar faptul că e multă poliție îți dă așa un sentiment de încredere. Multe dintre voi o să spuneți, bă, stai puțin, că la faza cu copiii nu ți-a fost frică, acolo a fost cu și cu totul altceva, deci acolo teama, poate că a fost emoția de a întâlni o persoană de acel gen, nu vă gândiți acum emoție, gen că eram mega excited, dar totuși a fost un eveniment, adică simți ceva în momentul în care știi că o să te vezi cu unul care a murit o grămadă de oameni și care e și foarte cunoscut, dar în momentul în care l-am văzut pe om, teama a trecut, mai ales că evenimentele erau de acum un miliard de ani, deci nu era ceva ce se putea întâmpla. Noi nu ne-am expus în momentul în care ne-am dus acolo la Popei. Mai mult am expus cu Vărâs când am fost în El Salvador, ne-am expus mai mult când am trecut prin Honduras, dar aici, astăzi, în acest loc, într-adevăr, eu am simțit puțină teamă. Acestea fiind spuse, vă rog foarte mult să intrați și pe Instagram-ul meu, Cătălin_backpackerlife. Îmi cer scuze dacă acest video, uitați cum arată un checkpoint, de exemplu. Asta e un checkpoint aici. Cred că sunt vreo, nu știu, 10 din ele pe aici. Așa, îmi cer scuze dacă acest video nu v-a oferit exact lucrurile pe care voia să le vedeți. Repet, poate că dacă forțam cumva lucrurile, ajungeam acolo, dar riscurile erau mult prea mari. Vă mulțumesc și nu uitați că vă iubesc. Iar noi continuăm cu vlogurile normale de călătorie, pentru că acesta este un canal de călătorie, nu de război. Da? Și Vlăduț, mulțumesc și ție pentru informațiile pe care mi le-ai dat. Vă iubesc. Pa, pa.